Spitalul Podul Turcului avea în anii 80 o capacitate de 220 de paturi. Subfinanțarea, degradarea clădirii și închiderea unor secții au făcut ca în 2004 să ajungă la 35 de paturi. A fost apoi transformat în centru de sănătate și propus pentru închidere. Autoritățile locale și locuitorii au găsit înțelegere la un important investitor din zonă să cumpere spitalul pentru a-l salva. Renovarea a durat un an și jumătate. S-au investit 65 de miliarde de lei vechi, iar spitalul respectă acum normele europene în domeniu. Anul acesta, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au decis ca spitalele private să nu primească, împreună, de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, decât cel mult 5% din suma aferentă paturilor de spital dintr-un județ. Autoritățile centrale au intenționat să închidă robinetul prin care fondurile publice se scurg în privat. Măsura este justificată în cazul unor clinici private aflate peste drum de spitalele publice și care își racolează pacienții de acolo. Excepția a fost pierdută din vedere. Spitalul din Podul Turcului, chiar dacă este privat, oferă servicii medicale similare spitalelor private din țară, dar fără a le percepe pacienților coplată. Dacă spitalul nu ar mai exista, unde ați merge cu copilașul? Dacă spitalul nu ar mai exista, ar trebui să mergem la Bacău, la municipiul Bacău, și este foarte dificil pentru că se ajunge mai greu. Fiind copilul în stare bolnavă, critică, depinde cum se prezintă, până ajunge acolo e o distanță mai mare. Am fost și în alte spitale, dar condițiile de aici sunt impecabile, atât din punct de vedere medical, cât și curățenie, asistență medicală, îngrijirea care o primim față de la cadrele medicale. Avem o echipă de doctori extraordinară. Toți sunt buni. Pentru personalul medical, spitalul înseamnă un loc de muncă la nivel european. Facilitățile oferite i-au determinat pe medici și pe asistenți să rămână aici an după an, mai ales că populația are mare nevoie de ei. Ne confruntăm cu cazuri dintre cele mai diverse, respirator, digestiv, probleme sociale, sunt foarte multe în zonă, copii cu părinți plecați în străinătate. De cât timp lucrați aici? De 10 ani de la început, chiar de la inaugurare, ni s-a oferit locuințe de serviciu fără să plătim cazare. Avem transport gratuit în cazuri în care avem o urgență sau o nevoie personală. Condiții sunt foarte bune și pentru noi. De unde sunteți dumneavoastră? Eu din Basarabia. Am lucrat și în afară, în timpul rezidențiatului, timp de un an și jumătate. Iar unde? În Franța. Iar condițiile de aici, ceea ce mi-a oferit spitalul, m-au determinat să rămân în continuare. Am avut pacienți din alte localități, în special și din alte județe, veniți la părinți, la bunici, în zona noastră, care au fost chiar mirați de ceea ce au găsit aici, de condiții, de faptul că nu-și cumpără medicamente, că nu-și cumpără materiale sanitare, că totul este așa cum este. Deci ceea ce eu am lucrat în acest spital și înainte de a se renova și știu care erau condițiile, diferența este foarte mare. Conducerea spitalului Polimed a trimis încă din luna ianuarie un memoriu la Ministerul Sănătății, prezentând argumentele pentru ca finanțarea să crească. Limita de 5% din paturile contractabile pe județ a rămas valabilă pentru contractele dintre Casa de Asigurări și spitalele private până când au început negocierile pentru împărțirea bugetului. O comisie locală a solicitat Ministerului depășirea plafonului cu argumente bine întemeiate. Chiar dacă bugetul care se va aloca nu va acoperi toate cheltuielile spitalului, va permite funcționarea sa în continuare.